Andrei Gabriel Nascu este pasionat de informatică, așa că nu i-a fost greu să aleagă o specializare. Are licență și master în informatică, iar din această toamnă s-a înscris la doctorat la Ingineria Sistemelor Automatică. Vrea să afle toate secretele în folosirea tehnicilor de inteligență artificială în procesarea și interpretarea imaginilor. Este foarte interesant să vedem cum informatica poate ajuta în domenii diverse, precum medicina sau, orice, în principiu, orice domeniu, deoarece are o aplicabilitate pentru orice lucru din lumea aceasta. Faptul că este afiliat la o universitate de top îl ajută mult în ceea ce are de făcut. Ca să ajungă în acest top, trebuie să facă o parte destul de amplă de cercetare, la care pot să fac și o parte și trebuie să susțin un număr de articole științifice la reviste acreditate. Aceste articole trebuie să le producem de obicei în, în unele proiecte, precum cele din domeniul biomedical, analiza morfologiei fetale sau cele din domeniul dronelor ar putea fi. Domeniul calculatoare este cel mai sus clasat în acest top mondial. Acest domeniu computer science cuprinde realizări din două facultăți ale universității, Facultatea de Automatică, Calculatoră și Electronică și Facultatea de Științe cu domeniul informatică. Dar în acest top suntem foarte bine plasați și cu domeniul științe, care ține de Facultatea de Științe, și inginerie, unde avem iar facultăți importante, facultatea de mecanică, de inginerie electrică, facultatea de agronomie, facultatea de horticultură. Pe domenii de studiu, Universitatea din Craiova mai ocupă locul 1001 în domeniile inginerie și științe. Pentru fiecare sistem internațional de ranking al performanțelor academice, sunt evaluate anual aproximativ 30.000 de universități din întreaga lume.